Duminică, Primăria Corbi a organizat ediția cu numărul 50 a Rapsodiei Păstorești, eveniment care a devenit tradiție. Fiind o ediție jubiliară, invitații au fost de seamă, iar la Parada Portului, Dansului și Cântecului Popular au participat ansambluri cu specific păstoresc din Olt, Vâlcea, Sibiu, Argeș, Gorj și Republica Moldova. Cu toate că vremea a fost nefavorabilă, aceasta nu i-a împiedicat să prezinte prin joc și cântec tradițiile fiecărei zone. Sărbătoare dedicată ciobanilor și este cumva făcută în același timp cu urcatul oilor la munte. În același timp, este cumva sărbătoarea care ne unește, unește mai multe județe, ne unește cu cei din Republica Moldova și neavând cumva o zi a satului, aceasta poate fi ziua satului nostru, Rapsodia Păstorească, comunei. O vreme nefavorabilă, dar am văzut că ați trecut peste toate aceste mici dificultăți, să spunem. Da, ploaia înseamnă bogăție și nu cred că a fost nicio ediție și eu mi-amintesc și când era tatăl meu primar și de fiecare dată când veneam la Rapsodie, cel puțin o horă o jucam în ploaie. Despre istoria sărbătorii păstorești a vorbit fostul primar al comunei, Virgil Baciu. S-a organizat în 1970, atunci era primar Dunu Zanfirescu, Dunu Zanfirescu, pentru că acum este pe lumea cealaltă, ridică un cer. Și s-au gândit așa atunci banii, măi, noi tot urcăm în luna mai la munte, hai să facem o petrecere. Petrecere care se întâmpla de regulă, dar nu era organizată de către primărie. Și primăria s-a implicat cu niște profesori destoinici din vremea aceea și au zis, ia hai veniți voi ciobanilor să facem repede o mare, mare festivitate când urcați la munte. S-au întâlnit frumos pe deal, acolo au tăiat câteva mioare, câteva berbecuți, au făcut o mâncărică, au început să cânte cu fluierele, au început să facă horele și după care au plecat și la munte cu oile. Și de atunci s-au organizat an de an, cu excepția ultimilor 2 ani, 2020 și 2021, pentru că a fost pandemia. Teoretic, în 2020 trebuia să organizez și să jubilez eu, să zic așa, această sărbătoare, dar Dumnezeu a făcut ca fiica mea, domnul primar al comunei Corbi, să trăiască acest moment frumos și festiv, să sărbătorești cea de 50-a ediție. E una dintre sărbătorile cele mai vechi din țară și din județ. Cred că o singură sărbătoare este în județ mai veche decât Rapsodia Păstorească, iar la nivel național câteva întregi. Și ne mândrim cu lucrul acesta, ne mândrim cu corbăii noștri, pentru că, iată, ați văzut, chiar dacă afară plouă, au venit într-un număr foarte mare, iar formațiile care ne încântă și o să ne încânte în sus pe scenă, sunt din ce în ce mai multe și mai numeroase și cu programe din ce în ce mai bine făcute. E o bucurie mare pentru noi. Manifestările s-au mutat din zona primăriei, pe dealul din punctul Chilii, acolo unde au fost premiate cele mai frumoase animale, iar pe scena special amenajată au urcat reprezentanții ansamblurilor din județ și nu numai.
Vremea nu a ținut cu organizatorii, dar în ciuda acestui fapt, peste 1000 de spectatori au participat la manifestările care au avut loc pe dealul din punctul Chilii.